Bună ziua și bine v-am regăsit printre porumbei. Astăzi am zis să filmez și eu puțin, doar ce le-am terminat curățenia. Oricum n-am mai filmat de ceva timp și zilele următoare nu voi avea cum. Bun. După cum puteți vedea, porumbei am lăsat și în volieră. N-am nicio treabă că ții cu ei. Să mai joacă, mai aleargă așa puțin, dar n-au treabă. Uitați bursucii mei. Acela e preferatul meu și aceasta este cățeaua. Hitler, eu uite la tata, Hitler. Are o mustață așa, unde are negru pe aici, a zis că ar avea o mustață și de aia de mic i-am zis Hitler. Porumbei, după cum puteți vedea, n-au treabă cu căței, nu incomodează, nu le este frică, nici de mine nu prea să feresc așa calci pe ei dacă nu sunt atent, na. Bun, să le dau puțină mâncare și îl pun pe pauză și revin. Bun, le-am dat puțină mâncare. După cum puteți vedea, le-am dat și pe jos puțin pentru că acel pui de pe scăruș nu prea mănâncă cum trebuie singur. Și nici el, nici fratesul. Și prefer să le dau pe jos puțin, asta e, ca să mănânce și ei, decât să mai stau că i-am îndopat câteva zile și deja s-au mărit și nu mai vor să stea ca să-i îndop. Secundă să iau ăsta. Așa. Le-am schimbat și apa tot. Să fie curat. Să-i bag pe ăștia de aici să mănânce și ei. Ia uitați. N-au niciun stres. Și bineînțeles nici căței. Hai. Haide înăuntru băieții. Haide. De fapt ăsta cu femeia lui au scos, au doi pui. Din fericire iese exact la fel ca și ei. Eu sper să iasă mai mult ca el, dar nu contează dacă iese și ca ea. Și să încep să vă arăt așa puțin prin volieră. Aici, această neagră. Oh, iar a intrat puiul. Mama m-a căpia puișorul lor. Acesta este puiul negrei. Și ea deja a ouat. A doua oară. Că prima oară i-am luat un nou, a făcut și l-a mutat. Și pe celălalt nu l-am găsit, deci presupun că n-a ouat. Și acum are două ouă. Acest negru stă în cuibul lor. Este acolo, dar n-am, nu știu, am încercat de toate, nu vrea să coopereze, să nu mai intre acolo. Aici nu am decât la această femelă de jucători de botoșani, ia vină tată. Poc. Aia are două ouă. Par ok momentan, sunt crăpate, trebuie să le pun paie ca să fiu sigur că asta treaba, să fie treaba bună. Și mănânc. La această pereche ouăle sunt bune la voiajori. Unul, am impresia, după câte știu, era puțin crăpat. Da, aici. Nu prea se vede, dar nu contează. E puțin crăpat, dar nu e problemă. Puiul e destul de mare și nu sper să nu-l sparg acum. Această femelă are două devoltați, un nou de la negri, neagră de fapt cu roșulei și un nou de la acesta cu femela sa care nu știu, nu o văd acum. Galbenul face prăpăt pe aici, tot vrea să își ia cuibă acolo, galbenul nu prea să duce după el, asta e viața. După acesta îi găsisem femelă și nu prea vrea domnul să o dea să... Poate, poate. Acesta este celălalt pui de pescăruș. Uitați, e mic, nu mănâncă cum trebuie. Opa! Și uitați, celălalt pui de volta linie 9. Un bălțat palb. Un bălțat, de fapt, palb, albastru. Și în aripă are un fel de roșu
aprins, așa, unde ar trebui să fie tresele. Așa, aici. Aici avem pui de sidefați. Mi-e un drag de ei, de-abia aștept să crească mari, să văd exact dacă e, după cum se poate vedea. Culoarea lor este deja, se vede că are și sidefat. Aici avem două de la tăpălăgoși, nu le-am verificat încă, dar presupun că sunt bune. Dacă nu, voi muta din nou ele de la voltați. Această femelă de voltat are un pui aici. O secundă să-l iau. Opa, așa. Un pui roșu, că i-am pus-o de la voiajori și a ieșit un roșu bălțat. Foarte frumos. Opa, așa. Aici, frați, cu acesta roșu, am un pui alb și unul gut, că nu cred că va ieși pe roșu, dar aia asta e problema. Așa. Acest mascul, cel pe albastru, este de vânzare. Așa. Cu acest pui, opa, așa, moțat, este tânăr de anul acesta, adică e pui deja, nu e matur. Cel albastru este tatăl. Și aici avem pui de voltat linie veche pe un sidefat așa albastru, nu știu să vă spun ce culoare este exact, însă îmi place foarte mult. Anul trecut am mai avut pui pe culoarea aceasta. Prima pereche de pui a anului trecut. Și a ieșit pe culoarea asta așa frumoasă. Și am oprit un mascul, că celălalt, fratele său, tot mascul a fost. Anul ăsta, acum din ăștia doi, ăsta e mascul. Ăsta știu sigur că e mascul. Ăsta zice că e femelă, că vreau să fie femelă. Teoretic, practic, cred că e tot mascul. Acum vom vedea. Sunt foarte frumoși pe culoare. Să-i văd când se vor da jos. Că oricum, în vreo săptămână și ceva, nu o să mai fie prin cuib. A, uitați-l pe acest prechindel. S-a băgat să facă baie în troaca la căței. Am văzut. Îi las puțin afară, gata, nu stă atent cu ei. Imediat. Aceasta este o femelă, aș vrea să o fac cu albul moțat cel mare de acolo, cu acesta. A, uitați cât e. Sasha s-a trezit. Ce faci, fate? Aba, nu, ia uite, l-am confundat, de serios ăsta. Păi, aceea este Sasha. Ăsta aici e Goofy, dar doarme, spre fericirea mea, care mușcă rău de tot. Și aceasta era siringa cu care hrăneam pui. Și golanul ăsta e băiatul meu, cel mai mare între toți. Ce faci, mă? Mă, Hitler, mă. Mă, ce faci, mă? Așa. Haideți înăuntru, mâncați și dați la puișori mâncare. Hai. Haide sus, hop. Foarte înceți, să zic așa, voltați ăștia, dar na, mai bine. Cu cât sunt mai moi așa, cu atât sunt mai prietenoși și asta vreau. Ia uitați-l, s-a dus în cuib. Eu zic că este femelă, dar nu mă deranjează dacă ar fi mascul, dar știu că fratele său, mă, ce m-am speriat. Ia uitați-l, e nebunit să-i dea taică cu mâncare și mănâncă și singur. Deci pe lângă faptul că mănâncă singur, el tot cere mâncare de la tatălui. Mă bucur că-i dă, îl hrănește foarte bine, dar celălalt a crescut super. Ne, hoțule, mănâncă și du-te la pui. Uite, ți-am închis frumos ușa. Aici avem o ușă care să le permită să aibă mult mai multă lumină. Zona asta de aici nu mă înțeleg niciodată, că sunt foarte sperieceși. Ia uitați-l,
Mă copilul tata. Mă copilul tata, să plimbă prin toată camera, n-are el treabă. Bun, acest pui este dat deja unui domn, un bun prieten al meu din Călăraș. Nu-l văd, nu-mi sare în ochi. Ah, aici. Cu acest voltat care este mascul. Și acum să vedem, v-am spus, pe acesta, acest puișor a făcut o încălțătură foarte frumoasă. Hai. Uitați ce zboară, mănâncă singur, nu. Foarte frumos puiul. A ieșit ca maică sa, dar mă bucur că a ieșit cu moț, ca taică sa. Ți faci puiul, tata. A ieșit un bălțat dintr-un albastru și o albă. Ia vine-o la tata puțin. Uitați, uitați ce roșu are la trese în aripă, ce colorat este. Adică nu e doar pe albastru sau așa, are și alb, are și roșu, e frumos, îmi place. Acesta tot vrea să iasă afară, ai stat gata, ți ajunge. Așa. Acum aștept ouă de la acea pereche. A, da, această pereche are un nou aici în cutie la voiajor, la acest mascul. Good. Și este bun. Deci de-abia aștept să văd ce culoare va ieși. Eu sper. El este scos din galben. Femela cică ar fi tot din galben scos. Nu știu sigur. Dacă aruncă puiul galben, giu-giuc, e perfect, e forță. Ia uitați. Uitați pe mama lor, că ei au ieșit exact ca mama lor. Și acesta este fratele lor, practic. Primul pui de anul trecut și de-aia întâia coada când a. Și el acum hrănește puiul ăla de voltat. După ce va crește, se va mări puiul de voltat, aceștia doi, acesta și cu alba, vor fi și ei de vânzare. El este mascul de anul trecut, este inelat. Ea este de 2018, am avut pui anul trecut din ea, am avut-o cu un încălțat negru. Bun, cam atât pentru astăzi. Modificări prin cameră n-am mai făcut, doar curățenie astăzi general, adică tot ce s-a putut. Cuiburile alea n-am avut de ce să le curăț, mai intre ei și mai iau paie, le-am lăsat așa. Cuiburile tot ce a fost curățat, mai am la cei mici de acolo să le bag câteva paie, să nu stai chiar fără deloc așa. Acolo un colț roșoare, aici astea două sunt goale, sunt curate tot. Numai bune ca să-și ia vreo pereche loc aici. Aștept ouă în schimb de la alba asta cu albastru de acolo, la voltați. Dar mă bucur că totuși nu au depus și au rămas ca să crească puiul cum trebuie, să-l facă mare, frumos. Nu cum a făcut roșu ăsta cu roșia, dar asta e. Mă bucur că el totuși se ține de pui și hrănește, ea nu prea am văzut să-i mai dea. Dar aia e. Bun, ce să zic? Posibil ca roșia asta de aici, de jucătorul de băstășan, femeia albă cu capul roșu să fie de dat. Și acest mascul. Că sunt așa doar cu moți pe cioc, cu cuieți, cum li se mai zice. Și să fie de dat. Bun, cam atât de... Cam atât pentru astăzi, mă scuzați. Și uitați încă o dată puțin căței. Aceștia au 5 săptămâni. Și în scurt timp, cam într-o săptămână, două, vor fi și ei de vânzare, 3. Acela, bălțatul, seriosul. Acesta, Goofy. Și cel din spate, Hitler. Cum le-am zis noi. Da. Bun, cam atât pentru astăzi. V-am lăsat, o zi bună, ne va revedea cât de curând, pa, pa!